Fiecare dintre noi ar trebui să știe să acorde prim ajutor persoanelor care au suferit unele accidente. Oricât de rapid am sunat la 112 și oricât de repede ar ajunge la victimă un echipaj medical specializat, există situații în care primul ajutor trebuie acordat urgent. Indiferent unde te afli, sunt câteva minute, 5, 6, 10 minute în care este bine să faci ceva. Poți să-i dai victimei, pacientului, poți să-i dai o șansă în plus la viață. O simplă asfixie cauzată de înnecarea cu o bucată de mâncare poate fi fatală. Practic, obstrucția de căi aeriene sau asfixie este cel mai rapid ucigaș. Dacă nu facem ceva, degeaba vine cel de la ambulanță la 10-15 minute, pentru că apar leziuni irreversibile la nivelul creierului, la nivelul cordului și degeaba face el ceea ce trebuie să facă când deja rău este făcut. Academia Heidi din Brașov este un centru de educație în care părinții pot învăța să acorde primul ajutor premedical propriilor copii în cazul în care aceștia suferă diferite accidente. Cursul se bazează pe ceea ce putem face cu mâinile goale. O fractură, o sângerare, cum le putem opri și cum putem să evităm să-i facem pacientului mai mult rău. Copiii se pot lovi la cap și să-și piardă cunoștința, pot să se înnece cu lichide sau cu mâncare, pot suferi hemoragii, luxații sau arsuri, sau pot fi mușcați de insecte. Pentru toate aceste situații, părinții care participă la curs învață ce au de făcut pentru a le salva viața sau pentru a înlătura unele complicații. Li se explică ce manevre trebuie să aplice și li se arată cum se aplică acestea în cazul adulților și cum în cazul copiilor. Practic, mă așez, ochii îmi privesc toracele pacientului, obrazul este în dreptul gurii și urechea mea în dreptul nasului lui. Și practic îmi dau seama, look, listen, feel, look, privesc pieptul dacă expansionează sau nu, listen, ascult dacă respiră pe nas și feel, simt pe obraz eventualele respirații ale victimei. Cel de partea cealaltă îl flexez genunchiul, după care practic întorc victima. După care ușoară hiperextensie, același lucru pentru a-i păstra calea aeriană. În poziția asta nu o să-i se întâmplă nimic. Eu ce pot să fac? Să-l ajut cu lovituri intercapulo-vertebrale. Prietenești. Și fără milă. Nu. Și fără milă, pentru că impactul la fel poate mobiliza un pic ceea ce s-a oprit undeva. El tușește și există șansa să scoată afară. Practic, unul în pumn, aici sub sternul pacientului, cealaltă mână îi prinde pe mână și ridic. Da? Pulsul la copil nu se ia la carotidă. Pulsul se ia pe artera brachială, adică undeva aici. Și la adult se simte, mai depinde de mușchii fiecăruia. La copilul mai mic, practic, compresiunea se fac cu două degete. Pe mijlocul sternului. Și 1, și 2, și 3, și 4, și 5, și 6, 7, 15, da? La 2. Dacă nu este eficient și copilul, bebele își pierde cunoștința, practic, îl punem capul în jos și se face masajul cardiac. Da? Deci nu facem manevra Heimlich din șezut cu compresii pe abdomen, și practic se face exact ca la masajul cardiac pe care v-am arătat la resuscitarea copilului, masaj cardiac pe stern. Cursul nu e recomandat doar părinților, ci și bunicilor, bonelor sau cadrelor didactice.